Asculți Pregătit de Viitor la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pregătit de Viitor. Ana Maria Bodai sunt și vă salut cu drag din studioul Radio Terra Nova. Invitatul emisiunii de astăzi este o persoană deosebită, pregătită profesional, integră, talentată, pasionată de cele două domenii în care activează. Este artistă de muzică populară și manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, una dintre cele mai importante instituții din Botoșani. Bine ați venit, Iustina Irimia Cenușa! Bine v-am găsit! Salutări tuturor celor care ne ascultă pe frecvențele radio! Vă mulțumim enorm pentru că ați acceptat invitația! Cu drag! Luna vă cunoaște ca interpret de muzică populară și ca manager al instituției precizate mai sus. De această dată, ne dorim să accentuăm doar domeniul în care ocupați o funcție de lider. De acord? Încercăm. Deși am impresia că mereu sunt mai mult cunoscută pentru activitatea artistică, dar, într-adevăr, în ultimii aproape 2 ani am luat așa pe umeri și o responsabilitate din aceasta de lider, de manager al unei instituții de cultură într-un spațiu de stat, cumva. Și atunci, da, viața mea a devenit mult mai interesantă. Și îți place? E foarte provocator. Îmi place mult mai mult să fiu pe scenă, să am activitate artistică, dar pentru că am fost mereu o persoană care nu a spus nu provocărilor venite în viață, am zis că este o oportunitate de creștere cu siguranță. Și deși este foarte dificil tot ceea ce presupune acest rol de manager, încerc să fac față cu brio, să învăț lecțiile și să îi inspir pe cei din jurul meu să facem o echipă bună. Fără îndoială, un om cu asemenea gândire reușește să facă față cu brio tuturor provocărilor, chiar dacă la început ele par poate a nu avea soluția ce ne vine prima dată în minte. Este lesne de înțeles că soluțiile se caută și sunt extrem de desigură faptul că tu ai reușit să rezolvi tot ce ți-a stat în putință. Până acum, da. Până acum. Mai sunt lucruri de rezolvat. Corect. Dă-mi voie să te rog ceva, Iustina. Ai putea, te rog, să transmiți ascultătorilor noștri câteva cuvinte despre tine, categoria celor mai puțin și uite? Sunt o femeie trecută de 30 de ani, soție de preot, creștin ortodox, avem o fetiță adoptată. Suntem niște oameni simpli care încercăm să ne facem timp pentru bucuriile astea mici ale vieții. De exemplu, privitul unui apus pentru noi este o provocare să reușim să facem această treabă, pentru că suntem destul de aglomerați și eu și soțul meu. Ne place să ne întâlnim cu prietenii noștri, prieteni care sunt mai mult parte din familie, fiini, nași, persoane așa din anturajul nostru. Ne place să ne creăm experiențe atunci când avem un pic de timp liber, adică să mergem la festivaluri, la spectacole, concerte, să facem pentru prima dată tot felul de lucruri, cum e a sări cu parașuta, a te da cu parapanta, a face scufundări. Ne place ideea de a călători, din păcate nu reușim să punem în aplicare destul de des acest vis al nostru. Și ne place să stăm acasă la noi din când în când, pentru că mai mereu suntem plecați și atunci când avem acest timp liber pentru noi, suntem foarte bucuroși. Super! Dă voi să te întreb, Iustina, cum a apărut oportunitatea de a deveni manager al instituției? Eu am fost, după ce am terminat studiile facultății de litere de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, am fost cadru didactic timp de 7 ani, am fost profesor de limba și literatura română în școlile din județul Botoșani, cu titulatură, definitivat, gradul 2, toate examenele date, dar în același an în care am dat gradul al doilea, a apărut o oportunitate la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani de a mă angaja, pentru că se eliberase în urma pensionării un post de referent al compartimentului de literatură și teatru popular. Și m-am dus pur și simplu din curiozitatea de a vedea dacă pot trece acel examen. Și surpriza pentru mine a fost că am trecut examenul respectiv.
Nu mi-am făcut așteptări, dar am zis că poate e momentul să încerc ceva nou, asta și pentru că programul meu artistic se intensifica din ce în ce mai mult și atunci aveam un pic mai multă lejeritate aveam nevoie de mai multă lejeritate la serviciu ca să împac așa cumva ambele situații. Cred că am dat dovadă cei 3 ani, 2 ani în care am fost referent acolo de seriozitate, de om foarte implicat și dedicat, de om care ia asupra lui și responsabilitățile celorlalți atunci când ceilalți nu sunt, nu știu, disponibili pentru a rezolva anumite sarcini. Și în momentul în care s-a pensionat fostul manager, am fost prima ei recomandare, pentru că managerul interimar este numit, nu de concurs. Și iarăși am fost pusă într-o ipostază de a alege, dar, așa cum v-am spus, spun da provocărilor din viața mea și am zis, hai să încerc să văd cum e. Primele 5 luni am fost manager interimar, după care am dat concurs, am depus un proiect de management la Consiliul Județean Botoșani și iată m-am să cu acte în regulă de un an și jumătate manager al acestei instituții de cultură, instituție de cultură pe care eu o cunosc din copilărie, pentru că este instituția de cultură care mi-a remarcat veleitățile artistice. Da, acolo a fost referent și director domnul Constantin Lup, un regretat violonist al Botoșaniului, care a descoperit potențialul în mine încă de la 8-9 ani, la o observare școlară. Am avut această șansă ca omul acesta să fie prezent și să mă cheme la centru. Am fost colaboratoare a centrului foarte mulți ani, apoi colaboratoare a orchestrei populare Rapsozii Botoșanilor, acum și Ioan Cobâlă. Și da, lucrurile s-au așezat foarte frumos, astfel încât mă pot bucura să revin în aceeași instituție de mai multe ipostaze, aceea de colaborator, referent și, iată, manager. Minunat. Care este viziunea ta în a promova valorile tradiționale autentice românești? Eu o să știți că nu am venit cu mari noutăți, pentru că domeniul acesta al culturii tradiționale este cumva în raport cu trecutul. Eu nu pot să aduci mari noutăți în acest domeniu, poți doar prin modalitățile noi de promovare să-i aduci mai mult pe oameni înspre acest domeniu. Eu îmi doresc ca fiecare compartiment al centrului și poate pentru cei care ne ascultă nu știu exact ce înseamnă acest chiar centru de conservare și promovare a culturii tradiționale. Noi practic ne ocupăm cu valorificarea și promovarea mai multor subdomenii ale acestui vast domeniu, cum ar fi etnografia, meșteșugurile tradiționale, muzica tradițională, coreografia tradițională, chiar și arta plastică în spiritul acesta naiv. Deci sunt mai multe zone ocupate fiecare de către un referent de specialitate care încearcă să organizeze evenimente, activități, acțiuni culturale prin care să promovăm fie meșterii populari prin târguri de meșteri populari, fie interpreții de muzică tradițională, soliști instrumentiști sau soliști vocali și atunci avem iarăși un festival concurs. Promovăm cântarea corală prin festival de colinde, muzică sacră. Avem festivalul de datin și obiceiuri de iarnă, care este cumva cel mai așteptat eveniment al Centrului de Creație, care încheie și încununează anul așa de către foarte mulți dintre botoșăneni. Salon de artă naivă pentru cei pasionați de pictură. Pe lângă toate aceste lucruri încercăm să organizăm ateliere de creație și de lucru prin care să-i aducem pe cei mai mulți din generația tânără către acest domeniu pe care unii așa vor să se aștearnă praful. Și încercăm să mai răscolim, să mai curățăm așa și să arătăm lumii că, de fapt, aceste părți identitare pentru noi ca popor român nu trebuie uitate, ci trebuie mereu aduse în atenția oamenilor pentru că sunt niște bijuteriile, consider eu, ale spiritului românesc și e bine să știi cine ești. Ca să pornești în viața mea, mi se pare că e relevant să știi cine ești și de asta ne ocupăm noi la Centrul Creației, spunem oamenilor cine am fost și cine suntem, iar oamenii sunt liberi în continuare să aleagă cine vor să devină și să fie în viitor. Minunat! Justina, cât de interesat este publicul tânăr de acest centru? Nu știu cum să răspund așa
foarte obiectiv, pentru că în jurul meu sunt mulți tineri care abordează, sunt interesați, curioși, foarte talentați, unii dintre ei, în acest domeniu muzical sau coregrafic. În schimb, sunt sigură că nu sunt toți tinerii interesați de acest domeniu. De aceea, mare parte din miza mea este să aduc aceste lucruri pe care Centrul de Creație le organizează de peste 55 de ani, că tot avem an aniversar anul acesta, să le aduc mai mult în social media pentru a-i familiariza și pe cei din generația mai tânără cu activitățile noastre. Minunat, și pentru că ai aruncat mingea la fileu. Cum trebuie să fie un manager care trebuie să țină foarte mult la promovarea? Da, v-am zis, experiență eu nu am foarte multă, deci nu știu dacă pot să răspund eu la, sau dacă am, nu știu, statutul de a răspunde la această întrebare, pentru că eu sunt într-un continuu proces de învățare. Dar mi-ar plăcea ca împreună cu echipa, managerul să reușească să pună cât mai mult și mai bine în valoare ceea ce se întâmplă, pentru că se întâmplă activități frumoase. Și e bine ca aceste activități să ajungă așa la urechile și în văzul câtor mai mulți, tocmai pentru a familiariza și generațiile tinere cu lucrurile care sunt sau au fost familiare, nu știu, generații părinților noștri sau bunicilor noștri. Îmi doresc, așa cum am mai spus destul de mult, să mă apropii de tânăra generație și mi se pare că în era internetului, a tehnologizării, deși par concepte diferite, cultură tradițională care ține de trecut și digitalizare, internet, social media, este de datoria noastră de a le pune împreună și de a arăta oamenilor că acele lucruri de odinioară aveau valoarea lor și că în prezent pot fi creatori ale acestor lucruri care în viitor vor deveni trecut. Sper că m-am făcut înțeles. Cu siguranță. Până în acest moment, pentru că tu ai spus că ai o vechime de un an și jumătate în această funcție, câte realizări ai reușit să strângi în portofoliul personal? Cumva, într-un proiect de management pentru centrul acesta de creație popular, așa cum este instituția noastră cunoscută de către botoșăneni, este un calendar minimal care e repetitiv. În fiecare an se întâmplă în mare aceleși activități, sunt unele care se întâmplă odată la 2 ani și sunt evenimente care apar pe parcurs, diferite colaborări, parteneriate, ateliere, care apar spontan, să spun așa, în funcție de necesități și de nevoi. Astfel că portofoliul centrului de creație, așa cum am spus de la început, are în mare parte aceste activități, festivaluri, concursuri, târguri, saloane de artă naivă care se întâmplă cu un ritm anual. Dacă ar fi, nu știu, dacă este timp în emisiune să spun toată lista evenimentelor, sunt peste 35 de activități. 2-3 relevante. În fiecare an. Am zis de Festivalul de Date și Obiceiuri de Iarnă din Străbun, din Oameni Buni, unul dintre cele mai așteptate. De asemenea, Târgul Meșterilor Populari strânge foarte multă lume interesată de acele obiecte create de meșterii populari. Șezătorile Iernii, Festivalul de Muzică Populară de la Bucecea, Festivalul de Teatru de la Săveni, Festival de Muzică Ușoară la Dorohoi. Încercăm să colaborăm foarte mult și cu cei din teritoriu, să facem activități pentru publicul botoșenean în diferite contexte și postaze. Este absolut fabulos ceea ce faceți acolo și sunt sigură că este vorba de o muncă în echipă susținută și supravegheată de cineva care are niște abilități. Da, eu am norocul să vin cumva din mediul acesta artistic, să înțeleg foarte bine ceea ce se întâmplă și ceea ce ar trebui făcut. Și deși am parte de o echipă foarte mică, suntem 10 oameni în total, iată că organizăm printre cele mai ample evenimente culturale din județul Botoșani, este într-adevăr o muncă destul de solicitantă, da, pentru toți membrii echipei, dar cred că sunt oameni care sunt pasionați de domeniu și atunci
fac toate foarte eforturile. Bine spus, pentru că dacă nu ar fi existat o pasiune veridică, acest lucru nu ar fi fost posibil în 11 persoane. Da, mai ales că nici salariile pe noi nu ne avantajează. Suntem un domeniu cultural un pic dezavantajat din punctul acesta de vedere. De aceea, oamenii care sunt aici sunt mai mult din pasiune alături de Centrul Creației. Există în acest moment proiecte pe rol care să-i asigure instituției credibilitate și respect? Dacă vreți să vă spun ce urmează să se întâmple, pregătim activitățile din trimestrul al patrulea al anului 2023, care cred că va fi unul dintre cele mai bogate trimestre, pentru că vom avea festivalul concurs al romanței, al cântecului satiric și al cântecului de joc George Hazgan, aici la Botoșani, în noiembrie. Vom avea două ateliere, un curs de caval și un curs de muzică psaltică, care se vor desfășura tot așa în cadrul Centrului de Creație Botoșani. În luna noiembrie vom avea și aniversarea celor 55 de ani și încercăm să creăm așa un eveniment marcant pentru acest motiv. În luna decembrie vine festivalul concurs O ce veste minunată, festival de colinde, iar anul, v-am zis, se încheie cu festivalul de date și obiceiuri de iarnă. În tot acest timp avem atelierul cursului de cusut, pe care l-am aniversat recent, și tot felul de întâlniri cu referenții culturali din județ și cu oamenii de specialitate. Mai este și un curs coregrafic, pentru coregrafii din județul Botoșani. Publicația noastră pe care o lansăm de două ori pe an, revista Țara de Sus, care aparține centrului, de asemenea trebuie să apară în luna decembrie, și tot așa. Justin, am fost foarte atentă la tot ce ai povestit. Spune-ne, te rog, cum arată o zi plină din viața ta? O povestesc ziua de ieri. Te rogăm. Da, ziua de ieri a început cu 8 ore de birou, după care a continuat cu aniversarea cursului de cusut care s-a desfășurat la Conacul Capri din Brăiești. S-a încheiat activitatea artistică practic undeva în jurul orei 20-30, după care am ajuns acasă și mi-am văzut un pic de ale mele și m-am pus la somn. Cam așa arată o zi din viața mea. Dacă nu am după amiezile pline de activități la centru, am activitățile mele artistice, plecări, filmări, spectacole, și atunci, da, în fiecare zi sunt în acest ritm. Cum îți faci timp pentru tine? Bună întrebare. Nu prea am fac timp pentru mine și asta se vede, se simte așa în modul în care mă simt eu. Încerc sâmbătă dimineața să-mi rezerv, dacă pot, câteva ore pentru mine și liniștea mea sufletească și pentru casă, că e foarte important, că da, e mai greu cu să le ții pe toate, da. Mai ales ca femeie, știți și dumneavoastră. Absolut. Ce loc ocupă familia în viața ta, în acest moment? Dat fiind faptul că tot timpul... Ierarhia mea e așa, pe locul întâi este Dumnezeu, pe locul doi este familia și toți oamenii dragi, pe locul trei este pasiunea pentru muzica tradițională și harul ăsta pe care Dumnezeu mi l-a dat, și serviciul. Încerc să le prioritizez în această ordine, nu știu dacă îmi reușește întotdeauna, cred că nu, dar atunci când e vorba de familie, lucrurile sunt foarte clare. Da. Primează întotdeauna. Înaintea jobului? Da, deși sunt aceste perioade, cred, în viață, în care... Există o alternanță la asta. Există o alternanță, da. Nu știu dacă fericită sau nefericită, dar cred că și membrii familiei înțeleg că există aceste perioade în viață și încearcă și ei să fie sprijin și ajutor și înțeleg ceea ce se întâmplă, de aceea nu se supără nimeni, ne înțelegem. Suntem oameni, suntem într-o perioadă în care trebuie să creștem, să ne dezvoltăm și atunci suntem unii alături de alții. Foarte frumos, pentru că ai familia alături și pentru că fiecare membru al familiei înțelege ceea ce se petrece cu tine și pentru că îți oferă libertatea de a evolua, de a crește, de a ajunge acolo în punctul în care îți dorești. Și se vede că un om cu o gândire sănătoasă poate să reușească ceea ce faci tu. Și, într-adevăr, alternanța este testul suprem pentru orice familie. Acolo se vede, practic, cine ți este alături? Pentru că dacă
cineva dorește să nu fie, nu va fi. Așa e. Da, slavă Domnului pentru oamenii din viețile noastre care se simt și încurajează ceea ce facem. Absolut. O ultimă întrebare. Care sunt punctele tale forte pe care mizezi pentru ca instituția să se bucure de succes? Cred că de când mă știu am fost un om diplomat, un om comunicativ și cu bunele și cu cele rele. Încerc să fiu destul de sinceră, dar tot timpul păstând rigorile bunului simț și ale politeții. Deci spun lucrurile pe care le văd așa cum le văd. Dau multe, cer multe. Și, în general, sunt un om creativ. Sunt un om care are viziune, care știe cum ar trebui să se întâmple lucrurile în cel mai favorabil mod pentru instituție în acest caz. Se întâmplă să fiu ascultată, se întâmplă să nu fiu ascultată. Am înțeles și să mă retrag atunci când trebuie să fac un pas înapoi. Să dau tuturor timp, crezare și dreptul la replică și să încerc să-i adun pe oameni în jurul unei idei bune. Foarte, foarte frumoase și extrem de bine cimentate. Simt că din copilărie ți le-ai format. Da, cred că face parte și din educația pe care absolut, am primit-o acasă. Părinții sunt cei care au pus prima cărămidă, ai acceptat-o și ai clădit pe acele valori și sunt foarte bune, imperios necesare pentru ceea ce faci tu. Dăm voie să mai adaug câteva, pentru că acum ascultându-mă îmi dau seama că mai ai și alte aturi care sunt cu adevărat beneficii instituției. Observ o ambiție, observ determinare, observ curaj. Da. Pentru că altfel nu te-ai fi dus singură să vezi despre ce era vorba, nu? Exact. Cum spuneai la începutul emisiune. Și cred că undeva acolo ai simțit că poți să faci, din poziția în care ești acum, de manager, două lucruri absolut duse spre excelența la care tu visezi, anume un interpret de muzică populară impecabil, care înțelege, prin propria viziune, cum să transforme un centrul de calibrul celui din Botoșan în ceva extraordinar de benefic pentru comunitate. Pentru comunitate. Da. Și era nevoie de cineva care să aibă aturile tale, nu doar pregătirea ta, să aibă sensibilitatea ta, să aibă implicarea ta, să aibă candoarea. Doamne, pe să care... asculte cine trebuie acum. Mulțumesc cu mult pentru cuvinte. Știu că sunt la început de drum, am foarte multe lucruri de învățat pe parcurs. Nu m-am specializat neapărat în acest domeniu al managementului. Eu am altfel de pregătire. Dar odată ce ne-am asumat această misiune, a fost așa cu totul. La mine ori e 100%, ori deloc. Corect. Asta e formula cea corectă și te felicit pentru că ai ajuns la decizia să înțeleaptă să fie implicarea de 100% sau deloc. Pentru că ne apropiem de final, doresc să te invit să transmiți ascultătorilor noștri un mesaj profund, de suflet, Cristina, te rugăm. Am să transmit un gând care îmi place și mie foarte mult. Se zice că tradiția nu înseamnă venerarea cenușii, ci transmiterea focului. Și cred că e de datoria noastră a fiecăruia în parte acolo unde muncește să transmită focul acesta al lucrului cu pasiune și din dorința de a face bine în jur, indiferent de domeniul în care activăm, dar cu atât mai mult în domeniul acesta cultural. Da, să fim pasionați de ceea ce facem, să învățăm mereu și să continuăm să fim creatori de bine și de frumos. Justina Irimia Cinușă, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Te mai aștept cu mare drag și cu altă ocazie, pentru că sunt foarte sigură că ai de împărtășit mult mai mult de ascultătorilor noștri. Cu mare drag, mulțumesc și eu pentru invitație. Gânduri bune tuturor! Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și la ediția următoare, pentru că vom aborda o temă nouă, care cu siguranță vă va suscita interesul. Până atunci, vă dorim toate cele bune!